Bună dimineața! O zi de miercuri ca înainte de vacanță, pentru că mâine fiind 1 iunie, cam toată lumea va fi undeva într-un fel de vacanță. Unii într-o mini-vacanță de o singură zi, alții într-o mini-large vacanță de mai multe zile, de 5 zile cel puțin, adică 1, 2 vineri imediat se trece pe ziua ușor de luat liber pentru unii, apoi avem sâmbătă, duminică și luni din nou zi liberă pentru că este a doua zi de Rusalii. Deci, cum spuneam, suntem înainte de vacanță. Astăzi vom povesti despre Expo Maraton a Universității de Artă și Design. Este un eveniment pe care deja clujenii și nu numai, mai cu seamă studențimea din toată țara, mai ales cea care este interesată de arta frumosului, cunoaște, toată lumea cunoaște acest eveniment. Cu atât mai mult, aștept cu nerăbdare să vină invitații mei în platou și să ne dea detalii specifice acestei ediții. Tot astăzi povestim și despre cum vom putea parca într-un viitor nu foarte îndepărtat, mult mai ușor, în sensul în care, domnule, dacă într-o parcare mai ai loc, bine, stai la coadă, dacă nu, nu. În ideea aceasta îmi vine în minte o coadă oribilă în centrul Clujului. Este o parcare lângă Biserica Catolică, nu știu cum se zic la parcarea respectivă. Mă rog, e în centru. Cum? Bun, biserica, da, lângă Biserica Sfântul Mihail, dar parcarea respectivă din Piața Unirii, hai să zicem așa, dar parcarea cuplată din Piața Unirii. Bun. Și de foarte multe ori, acolo se forma o coadă mare până în cealaltă șosea, cum ar veni, până în Eroilor. Și pe chestia aia, cum îi zice, pe panou acela care arată dacă mai sunt locuri libere sau nu, scria ocupat. Bun. Și în prima fază m-am întrebat de ce stau oamenii aia acolo din moment ce se vede clar că e ocupat. Oamenii aceia mizează pe faptul că cineva din parcare, totuși în minutele următoare, va ieși, se va elibera un loc și atunci încă unul din față intră să-și parcheze mașina. Și tot așa, toți practic din coadă au această nădejde că încet, încet se vor ocupa. Uite, colegul Radu zice că și el a stat acolo chiar de mai multe ori. Chiar de mai multe ori și aproximativ pe bandă rulantă merge treaba. Stai cam 20 de minute. Am înțeles. Deci cam 20 de minute durează coada asta. Da, eu prima oară n-am înțeles de ce, după care mi-a explicat și mie cineva, exact cum mi-a explicat în clipele acestea Radu, că aștepți nu foarte mult, adică nu stai 2 ceasuri să prinzi un loc de parcare, dar într-adevăr trebuie să-ți sacrifici câteva 10 de minute. Bun, și atunci, în ideea în care tu nu vrei să stai atât de mult și poate nici nu vezi că nu toate au chestia aia unde scrie ocupat ori neocupat, știi? În unele trebuie să te duci și să te învârți pe acolo până nebunești și după aceea, dacă nu găsești un loc, trebuie să te duci în altă parte. Bun. În această idee se vor crea niște parcări cu senzori. Tot despre... De fapt, despre acest lucru vom povesti în scurt timp. Înainte însă de asta, aș vrea să urmărim un reportaj al colegilor de la știri cu privire la prima chirie. Nu e vorba de o chirie ce se dă oricui. Nu oricui îi se vor da bani pentru simplu faptul stă în chirie, ci cei care îndeplinesc anumite condiții, cei care lucrează la o distanță mai mare de vreo, cred că 50 de kilometri sau ceva de genul acesta. Colegii de la știri însă au împachetat frumos informațiile într-un reportaj și vreau să-l vedem chiar acum împreună. Beneficiarii programului Prima Chirie vor fi șomerii care vor face o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt înregistrați. Documentele trebuie depuse în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă și trebuie să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege. Condiții pentru prima chirie: distanță de casă cel puțin 50 de kilometri, perioada de angajare cel puțin 12 luni și 75% din cheltuielile pentru chirie și utilități, maximum 900 de lei pe lună. Partea bună a măsurii e că recunoaște că chiria e o parte extrem de importantă a salariului. Și asta este prima recunoaștere publică pe care o avem printr-o măsură legislativă. E ciudat că guvernul a făcut-o doar o măsură, într-un fel sau altul, în care transferă bani publici în sectorul privat. Inițiativă bună, sănătoasă. Dacă și au bani să le dea, e foarte bine. În Cluj vor veni. Un oraș frumos, Clujul, are industrie, are cultură, are
istorie, tot ce vrei. Mie mi se pare o inițiativă bună, ca să-i ajute pe șomeri să se integreze, nu? Mie mi se pare bine. Clujul e foarte frumos și găsesc locuri de muncă mai bine ca în alte părți și condiții de trai și de muncă mai bune ca în alte părți. Este o idee foarte bună, inițiativă chiar dorită în ultimii ani și cred că va fi un stimul esențial pentru piața forței de muncă și pentru anumită stabilitate a celor care doresc să-și caute un loc de muncă. Clujul se află printre județele fruntașe. În oferta de locuri de muncă, însă, cea mai mare problemă reprezintă prețul chiriilor. Agenții imobiliari spun că programul nu va veni în ajutorul celor care au de gând să se relocheze. La Cluj-Napoca, prețurile mari ale chiriilor și întreținerii depășesc, în cele mai multe dintre cazuri, cota maximă impusă de guvern. În momentul de față există foarte multe cereri pentru apartamente, prețurile sunt destul de sus, iar subvenția pe care o acordă statul este destul de mică pentru piața din Cluj. Piața din Cluj-Napoca a închirierilor de apartamente este destul de matură încât să susțină acest proiect și prețurile să stagneze. Într-adevăr, prețurile în ultima perioadă în Cluj-Napoca au crescut semnificativ, dar nu este datorată acestui proiect. Finanțarea prin programul Prima Chirie este acordată timp de 36 de luni. 36 de luni se primește această chirie, ați văzut condițiile. Acum, sigur, pentru Cluj-Napoca e, exact cum spuneau colegii în reportaj și specialistul în sociologie urbană, e destul de mică subvenția respectivă. Nu-ți plătește toată chiria, înțeleg, ci doar o anumită parte. E și asta o treabă. Dar, cu siguranță, poate să-i ajute pe cei care locuiesc în orașe sau, mă rog, în zone ceva mai puțin costisitoare decât Clujul, că până la urmă în țara asta nu o fi numai București și Cluj, că mai sunt și alte locuri de care trebuie să se îngrijească cei din statul acesta magnific. Deci cred că soluția este binevenită. Pentru cei din Cluj se vor găsi cu siguranță alte metode dacă e să fie sprijiniți. Bun, anunțam mai devreme de povestea asta cu parcarea cu senzori. Eu zic că e o chestie super bună. Aștept cu nerăbdare. Trebuia cumva de ceva vreme să se fie implementat, dar nu suntem noi chiar cu viteza rachetei în dezvoltare, așa că va fi bine și într-un viitor, sper eu, nu foarte îndepărtat. Haideți să vedem mai multe detalii despre asta. Găsirea unui loc de parcare liber devine o provocare zilnică pentru șoferii care circulă prin centrul Clujului. Primăria a sesizat această problemă și va încerca să folosească tehnologia pentru a o rezolva. Vom amplasa senzor pentru ca în orice moment, din zi și din noapte, să se cunoască unde există locuri libere de parcare și, în consecință, să-ți poți orienta mașina într-o direcție sau alta a orașului. Mașina a părăsit parcarea în acest moment. Dacă ar exista senzori în asfalt, aceștia ar trimite un semnal către aplicație, iar șoferii aflați în zonă ar afla că există un loc de parcare liber. Municipalitatea a lansat lunile trecute o aplicație similară care le arată șoferilor locurile libere din parkingurile din oraș. Noua aplicație va include peste 3500 de locuri de parcare din centrul orașului. Senzorii amplasați vor fi folosiți atât pentru a trimite informații către utilizatorii aplicației, cât și pentru poliția locală. Acești senzori vor identifica mașini parcate ilegal în stațiile de transport în comun, de exemplu, și vor fi ridicate imediat pentru a putea asigura fluența transportului în comun. Sigur că te ajută în momentul în care te învârți prin centrul orașului și nu găsești un loc de parcare. O jumătate de oră trebuie să ducau și nu găsești. Cât de mult v-ar ajuta această aplicație? Foarte mult ar ajuta, foarte mult. Pentru că atunci știi unde e liber și te duci acolo direct. O idee foarte bună. Să sperăm că ne va ajuta, ne va folosi la ceva. Da, e utilă. Nu știu cât de repede se ocupă locul respectiv. Dacă apar la toți că este un loc liber, până ajungi s-ar putea să fie ocupat. De asemenea, urmează etapa a doua, când în cartiere, unde mai sunt alte mii de locuri de parcare, le vom inventaria prin acest sistem de senzori. Realizarea aplicației și montarea senzorilor vor fi licitate în perioada următoare. Așadar, erau doar două străduțe pe care le-am remarcat în reportajul acesta, care de multe ori îmi dădeau și mie bătaie de cap. De exemplu, prima care îmi vine în minte, oare cum îi zice la stradă? Daicovici, oare zice? Mă rog, cred că ceva de genul acesta e o străduță pe lângă parcul Caragiale din Cluj. Mai multe străduțe, mă rog, acolo și
pentru că este în apropierea centrului, desigur că e un loc în care de multe ori caut parcare. Și de multe ori nu găsesc, dar dau acolo o tură și până ieși bun. Hai să zici că ai dat o tură rapidă, nu ai găsit locuri, la revedere, te duci mai departe. Dar nu e întotdeauna așa, pentru că de multe ori e destul de greu să ieși din îmbârligătura de străzi. Na, în alte parkinguri deja este ocupat. Nu întotdeauna am răbdarea colegului Radu de asta 20 de minute ca să intru să parchez într-un parking. Și de asta zic că o aplicație care să spună concret aici sunt locuri, aici nu sunt locuri, e binevenită. Sigur, binevenită mai ales pentru administrație. Când pui senzor lângă astea de, cum zicea, că boc ziceam acum, incredibil ce lapsus am. În stațiile de autobuz, pui senzor în stațiile de autobuz și în cazul în care acolo este parcată o mașină, deci nu a oprit pentru câteva clipe un autobuz, imediat să vină mașina să ridice, mașina de ridicat să ridice mașina care a fost parcată neregulamentar. E o neplăcere pentru cei care obișnuiesc să facă asta, dar ce să-i faci, musai să se găsească soluții pentru respectarea regulilor. Bine, în altă ordine de idei, haideți să vedem ce temperatură ne așteaptă astăzi în Cluj, în Alba Iulia, în Brașov și în alte orașe. În Alba Iulia acum sunt 18 grade Celsius, cerul este predominant însorit și ne așteaptă o maximă de 29 de grade Celsius. Călduț, călduț, toată ziua va fi însorită, mai puțin, aoleo, către seară, către seară sunt șanse foarte mici să plouă un pic, dar să plouă cu niște tunete și fulgere, dacă e să plouă. Și înțeleg că asta se poate întâmpla doar către seară. Mâine, în schimb, ne așteptăm cu adevărat să fie ploi. Pe parcursul întregii zile vor fi destul de mulți nori și vor fi chiar descărcări electrice ce vor însoția aceste ploi. 26 de grade Celsius va fi maxima de mâine. În schimb, de vineri încolo, temperaturile încep să crească și mai mult, vor depăși 30 de grade Celsius. La Bistrița sunt 17 grade. Acum, cerul este parțial înorat. Pe parcursul zilei e posibil să cadă câțiva picuri de ploaie, dar asta în jurul amiezii, puțin după amiaza, după care lucrurile se vor astâmpăra din acest punct de vedere. Maxima 27 de grade, de mâine, poi mâine și tot așa, o săptămână întreagă, nici un nor pe cer nu va fi. 25-27 sunt maximele de mâine și poi mâine, iar în weekend deja ajungem aproape de 30, 28-29, aproape 30 de grade Celsius. La Baia Mare, în acest moment, sunt oarește picuri de ploaie. Plouă de-a dreptul, ar spune meteorologii. 19 grade Celsius cu o maximă de 28 de grade în această zi de miercuri. Pe parcursul zilei ne putem aștepta să avem foarte des sesiuni din acestea de ploi. Mâine, în schimb, lucrurile se potolesc, nu mai avem parte de ploaie în zona Maramureșului, vineri, sâmbătă, duminică, nici poveste, doar soare. În schimb, săptămâna viitoare o vom începe în zona Maramureșului cu ploi însoțite de descărcări electrice. Ca maxime, cum spuneam, astăzi 28, mâine, poi mâine 24-25 de grade, dar ulterior 29 de grade Celsius se arată a fi maxima din zona Maramureșului. La Brașov, acum este un cer parțial înorat, sunt 16 grade Celsius, posibil ceva picuri în zona prânzului, dar după aceea lucrurile vor fi mai liniștite, totuși pe parcursul întregii zile avem parte de nori în Brașov. Maxima de astăzi va fi de 26 de grade Celsius. Mâine, ploi însoțite de descărcări electrice, o temperatură maximă de 22 de grade Celsius în zona Brașovului. După care vine, lucrurile se mai remediază puțin, sunt anunțate 26 de grade cel mult și destul de mult soare. În schimb, în weekend, iarăși vom avea un episod de ploi însoțite de descărcări electrice. La Oradea, cerul este predominant înorat în acest moment, sunt 19 grade Celsius. Ne așteptăm să fie ceva picuri de ploaie în această dimineață, dar chiar și în a doua parte a după amiezii. În rest, un pic de soare, mai mulți nori, o maximă totuși destul de ridicată, 31 de grade Celsius în această după amiază la Oradea.
Mâine, poi mâine, 28-29 de grade Celsius. În principiu nu vom mai avea parte în zona de vest de ploi. În schimb, ne așteptăm ca temperaturile să crească multus. 32 de grade, de exemplu, ar fi maxima din acest weekend în zona Bihorului. La Cluj, acum... Stai, minte! La Cluj acum sunt 18 grade Celsius. Este o zi cu mult soare. Un pic posibile precipitații în partea a doua, a după amiezi. Da, un pic așa. Șansele sunt destul de mici. Mâine, în principiu, va fi o zi cu oarește nori care se plimbă pe cer. Nu se știe clar dacă vin și ploi, auba. Ideea este că maxima de astăzi va fi de 29 de grade Celsius, iar mâine ne așteptăm să fie 26 de grade. În weekend, duminică, sunt posibile ploi, dar temperaturile ridicate, 30 de grade Celsius. Deci, înțeleg că sunt niște ploi din acelea de vară. În clipele următoare vedem un pic date din horoscop, la ce să se aștepte zodiile astăzi. Berbecule, te rog să fii atent, fii atent aici. Berbecii, la o întâlnire cu prietenii, astăzi faceți cunoștință cu o persoană ceva mai în vârstă, dar care vă va ajuta într-un proiect, într-un business, într-un domeniu, vă va ajuta cu siguranță. Puteți obține beneficii materiale scontate, așa, și dacă pentru asta trebuie să evitați, deci puteți obțineți beneficiile materiale scontate dacă... Astăzi, evitați speculațiile de orice fel, mai ales cele financiare. Nu merge să jucați la loto, că nu o să vă iasă. Taur, un prieten vă propune să vă asociați într-o afacere ce pare profitabilă, dar nu vă grăbiți să luați o decizie. Gemeni, aveți rezultate deosebite pe plan social și în afaceri. Sfatul ar fi să dați dovadă de răbdare și să nu forțați astăzi lucrurile. Rac, este posibil să plecați într-o călătorie în interes de serviciu care va prilejui mari schimbări pe plan financiar. O persoană importantă vă va destăinui câteva secrete în domeniul afacerilor astăzi. Leu, relațiile cu anturajul sunt favorizate astăzi. În cursul dimineții vă întâlniți cu o persoană pe care o cunoașteți de multă vreme. Este o zi bună chiar pentru rezolvarea problemelor sentimentale în cazul în care aveți. Fecioară, o zi foarte bună pentru schimbări majore, mai ales pe plan social și sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante. Dacă aveți în agenda că vă întâlniți cu Bill Gates, way to go! Balanță, partenerul de viață vă oferă un cadou de care vă bucurați foarte mult, este ceva ce vă doreați de multă vreme. Un prieten de familie vă invită să vă petreceți după amiaza împreună și va fi un timp extraordinar de trecut în povestea de dat mai departe în generații. Scorpion, aveți posibilitatea să faceți schimbări importante pe plan social, dar și în privința relațiilor sentimentale. Este un moment foarte bun și pentru a încheia diverse contracte, dacă aveți la îndemână. Săgetător, în cursul dimineții primiți ceva bani sau un beneficiu material dintr-o activitate extraprofesională. De asemenea, o persoană vă propune o nouă colaborare. Dacă este un pic mai în vârstă, atunci puteți să aveți încredere că va fi o propunere bună. Capricorn, în cursul dimineții primiți niște bani dintr-o activitate extraprofesională, așa că să vă așteptați la acest lucru. Vărsător, o persoană vă propune o colaborare în partea a doua zile împreună cu persoana iubită. Puteți să vă faceți planuri de viitor, planuri de vacanță, planuri de căsătorie. Este un moment bun pentru așa ceva. Și pești, capacitatea de comunicare este excelentă, vă ajută să vă afirmați în societate. Și mai mult decât atât, astăzi puteți să începeți o afacere nouă cu condiția să finalizați mai întâi lucrările deja începute. eastrolog.ro este site-ul pe care găsiți mai multe detalii despre chestiuni legate de zodii. Mulțumim colegii Corina care ne-a pregătit această rubrică, iar în clipele următoare răsfăim ziarele să vedem câteva titluri din presă. Să începem cu Transilvania Reporter. Transilvania Reporter într-adevăr apare joi. Dar pentru că mâine este 1 iunie și așa cum anunțam, cam toată lumea are liber
cei de la Transilvania Reporter au hotărât să scoată acest număr cu o zi mai repede. Eu sunt șeful, acesta este titlul de pe prima pagină, vremea lui Prunc Împărat. Întreabă cetățenii cine sunt cei care conduc orașul și vei primi răspunsuri felurite. Primarul, consilierii locali, șefii de partid, oamenii de afaceri, instituțiile de forță sau o ocultă compusă din toți aceștia. Oricare categorie calificată în opinia câte unora să conducă. Și mai departe avem un reportaj foarte amplu, 4, 5, 6, 7 sunt paginile în care de fapt se abordează acest subiect. Clujul este orașul pruncilor, semnal vitalității și încrederii multora dintre locuitorii orașului. Generația celor care azi nu au depășit liceul este prima care, în număr semnificativ, a intrat în viață ferită de inhibițiile perioadei comuniste, de instabilitatea și insecuritatea din postcomunism, beneficiari ai unei perioade în care bunăstarea nu e doar a câtorva privilegiați. Și avem, desigur, discuții cu sociologi și cu alte persoane implicate în acest domeniu al copiilor și, de fapt, al vieții sociale din care ei fac parte. Urania Cremene, dacă revolta lor va fi pusă în aplicare, lumea lor va fi mai bună. Este un citat, de fapt, uite, avem articole de parenting, de tot felul, de fapt tot felul de unghiuri sunt abordate în aceste pagini, petrecerile la mare căutare, fain, bun. Servicii, uite aici, servicii de stomatologie, de exemplu, oamenii sunt mult mai atenți, adică tinerii sunt mult mai atenți la acest aspect față de o altă generație mai în vârstă. Avem activități de distracție un pic mai complexe decât erau cele de pe vremea generației anterioare. Mă rog, alt subiect din Transilvania Reporter, Prințul Charles spune, brandul vostru de țară este exact acest mix de valori și tradiții autentice. De fapt, este un interviu cu Prințul Charles, cel care nu știu câte oară a venit în România, în Transilvania respectiv. De data aceasta a venit pentru a primi titlul de doctor honoris causa. 10 motive pentru a veni la TIF 16, un articol pe care îl găsim în pagina 11, sau putem să citim despre activitățile sportive. CFR a ieșit din insolvență. Probleme mari cu treaba asta. Pe mine cumva mă miră, adică... Nu, într-un fel mă miră, nu... Da, am zis bine, cumva mă miră. Adică echipe din astea mari de fotbal, nu, cum e Steaua, cum e CFR, cu Universitatea, a fost foarte o echipă foarte mare. Băi, și echipele astea intră așa în niște situații groaznice financiar. Adică Universitatea pe nicăieri să se desfințeze. CFR-ul acum ia că iese din insolvență. Și alte echipe din țară. De ce? Că acolo se învârt foarte mulți bani. Eu cred că așa cum vin mulți bani și riscurile se fac, se iau în vedere riscuri foarte mari. Și desigur că uneori te mai plesnește câte un risc din ăsta, pierzi, ce să faci, nu așa zici, ce să faci, trebuie să riști dacă vrei să câștigi. Habar n-am. Poate că eu sunt genul ăsta un pic mai așezată și eu n-aș face riscul de genul ăsta. De asta probabil nici nu am ceva companie foarte mare. Eu sunt acolo calculat, așezată, treburi liniștite, mă, cu o viață liniștită. Monitorul Express, 4 medici sub control judiciar pentru luare de mită. Medicii Sorin Velicu, Diana Velicu, Daniela Dumitrescu și Mihai Popescu vor fi sub control judiciar pentru luare de mită, conform unei decizii a procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Avem articolul în pagina a doua mai pe larg. Bursele de merit ale elevilor brașoveni vor fi majorate, în pagina 3 aflăm și cu cât, și mai citim despre Vibrate Festival, 25 de concerte clasice la acest Vibrate Festival 2017. Valorile sportului Târgu Mureșan în zi de zi de Mureș este acest titlu pe pagina de sport. Citim și despre reprezentanta El Fashion Now România, se numește Baco Emeșe. Și, de asemenea, despre Valea Idicelului, Tanti Rafila este gazda tradițiilor pe această vale. De altfel, e un reportaj fain făcut în pagina a patra. Ok. Făclia. CFR Cluj a ieșit din insolvență și revine pe harta cupelor europene. De fapt, este articolul principal în acest număr din Făclia. Avem final de circ editorial scris de Radu Vida și mai citim despre Clubul Școlar Viitorul, care solicită municipalității scutirea de plata utilităților pentru sălile în care își desfășoară activitatea.
Da, cam acestea sunt lucrurile de pe prima pagină. Sigur că în cele 12 sau câte sunt avem și alte articole. Mesagerul de Bistrița Năsăud. Se restaurează straturile picturale din Biserica Monument Istoric de la Runcu Salvei. Mai mult decât reprezentativă pentru comuna de pe Valea Idieciului. Unde am avut Idieciului? A, dincolo, la Târgu Mureș. Idieciului. Așa, străvechea biserică greco-catolică din lemn cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este de câteva săptămâni în plin proces de restaurare. Adevăr că mie îmi place foarte mult. Avem fotografia, să o dăm, mesagerul de Bistrița Năsăud. Îmi place cum arată, e stilul vechi și frumos, în fine, se pictează așa cumva încărcat, dar frumos. Îți dă o impresia că ești în mijlocul mulțimii de arhangheli. Fără strategie și piețe de desfacere, sectorul ovin riscă să intre în colaps. Ioan Câmpean, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Bistrița Năsăud, spune că oierii vor primi în plus pentru fiecare kilogram de lână vândut un leu. Un leu. Bravo. Un leu. Îmi pare, mie mi se pare că sunt foarte oropsiți fermierii în România. Treaba cu laptele este deja arhicunoscută. Îți dai seama, și oile astea să le crești. Nu știu, mie mi se pare că sunt consumatoare de timp, de energie și pe aia ce faci? A primești în plus un leu la kilogramul de lână. Pe de altă parte, hai să fim serioși că majoritatea articolelor de îmbrăcăminte, din ce sunt? Din astea, plasticării. În loc să ne orientăm spre textilele naturale. Jurnal Bihorean, comuna fără asistați. Tânărul primar de Aștileu, Ionuț Lazar, știe cum poți să nu ai niciun asistent social în comună. Principiul său de acțiune este simplu. Am nevoie de oameni care lucrează. Deci, la lucru, prieteni, fără asistați. Sărbătoarea Inocenței, iarăși, desigur că pe mâine se organizează foarte multe evenimente și e foarte bine, e foarte normal. Sunt foarte mulți copii și fiecare trebuie să-și regăsească locul de distracție. O, găsim și pe Sharon Stone în acest număr din Jurnal Bihoran. Sharon Stone va compune muzică alături de solistul trupei Hurts. Fine. Și VIP-uri în pantaloni scurți. 1 iunie, ziua în care sărbătorim Inocența. Apropierea acestui eveniment ne-a prilejuit lansarea unor provocări adresate celor pe care cititorii îi descoperă adesea în paginile ziarelor. De altfel, avem și o colecție de fotografii. Jurnal Bihorean avem? Nici ăsta nu-l avem. Naiba, nu-l avem, nu pot să înțeleg. Na, în fine. Acest ziar a fost trimis de colegul meu producător, dar se pare că undeva s-a pierdut pe drum. Bine, nu-i nimic. Mergem mai departe. În Monitorul de Arieș putem să citim despre firmă nouă pe bani europeni. Înființarea noii societăți deschide multiple perspective de dezvoltare. Compania ar putea contribui la, la organizarea. Au greșit oamenii iarăși. Băi, în titlul de pe prima pagină, ăla trebuie să-l citești de 20.000 de ori. Bine, deci, compania ar putea contribui la organizarea transportului în comun la nivel de comunitate urbană, ceea ce ar însemna că societatea turdeană ar putea opera transport de persoane în și între localitățile din comunitatea urbană Arieș. Avem amănunte în pagina a patra. Și cicășoc la Călăraș. Cred că e Călăraș de ci din zonă. Primarul liberal Ioan Racolță și-a dat demisia. Probabil s-a săturat. A zis, ce mă, nu vreți să faceți ce zic eu? La revedere, am plecat! În urmă cu câteva zile, primarul liberal din Călăraș, Ioana Colza, și-a înaintat demisia după ce a câștigat detașat cel de-al patrulea mandat. Alegătorii s-au prezentat în vara anului trecut în număr destul de mare. Din 2047 de persoane cu drept de vot au participat la scrutin 956, adică 46 și ceva la sută. Din 915 voturi valabile exprimate, Ioana Colza de la PNL a obținut 718, adică frate, aproape tot, nu? 900, nu știu cât, au ieșit 700 în favoarea lui. Așa, deci 78, aproape 80%. După care a urmat cel de la PSD cu 12% și nu știu care, PMP 8%. Bun. Contactat de Turda News, viceprimarul Sovo Iosif a declarat că fostul primar Ioana Colța invoca motive de sănătate atunci când și-a înaintat demisia. Practic, locuitorii din Călăraș se vor pregăti din nou de alegeri în maxim 3 luni,
conform legislației în vigoare. Domnul Racolța a invocat motive de boală, demisia sa ajunge la Prefectura Cluj, apoi la Ministerul Administrației și Internelor, după care este înaintată guvernului, care dispune organizarea de alegeri în cel mult 90 de zile, a explicat viceprimarul, care a preluat prerogativele de primar până la desemnarea unui nou edil al comunei. Ce să zici, dacă omul s-a îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit. Numai că e păcat, na, e trist, mai ales dacă a fost atât de apreciat de locuitorii de acolo. Citim și despre autostrada Sebeș-Turda, care prinde viteză. Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Sebeș-Turda avansează într-un ritm care dă speranțe finalizării în anul 2018. Da. Deci, dacă anul viitor vom avea această bucată de autostradă, putem să trecem într-un catastif al miracolelor. Cum va fi sărbătorit 1 iunie la Turda, citim în pagina a 4-a. Și iarăși un articol despre povestea asta cu centrul de deșeuri. Minciuna a luat sfârșit în mod oficial. Consiliul Județean Cluj a început să returneze banii după dezastrul de la centrul de deșeuri. În pagina 6-a mai multe detalii. Problema este că se returnează bani. Na, nu știu ce să zic. Se returnează banii care au fost într-adevăr primiți de la fondurile europene? Oare? Și atunci înseamnă că nu se ating de banii din buget? Bine ar fi, da? Nu știu ce speranțe sunt astea. Avem pe muzica instanțelor un articol de turnuri. Au rămas cu turnurile pe cap pe strada Trifoiului și le plătește avocații constructorilor contestați. Magistrații tribunalului au respins la începutul săptămânii cererea de suspendare a autorizațiilor de construcție pentru blocurile de lângă Hotelul Italia, Trifoiului, acolo în zona Bună Ziua. Reclamanții, vecinii din zona în care se ridică blocurile uriașe în haosul urbanistic din cartierul Bună Ziua, trebuie să achite avocaților părților adverse cheltuielile uriașe de judecată. Voleu. Municipalitatea calcă peste cadavre când e vorba de construcții noi, oricât de înalte, în ciuda protestelor și a lipsei de reglementări urbanistice, scrie site-ul acesta muzicainstanțelor.ro. Deci, ideea e următoarea. Se construiesc niște blocuri în cartierul ăsta de Bună Ziua, da? Se construiesc acolo niște blocuri. Muzica instanțelor. Așa, bun. Deci, niște blocuri înalte. Au venit vecinii și au zis, băi, noi nu vrem blocurile astea, că ne fac umbră. Instanța a zis, treaba voastră. Puneți-vă oglinzi ca să redirecționați soarele. Și atunci, săraci ăștia oamenii, săraci, că, na, mă rog. Ei au ce să facă, doar nu o să meargă să dărâme ei blocul. Mai mult decât atât, vor trebui să plătească și cheltuielile pentru toată distracția asta de dat în judecată. Mai multe detalii probabil că vom afla și în perioada următoare, dacă se urmărește acest subiect. Ok, uite, Liviu Câmpean este un telespectator care e foarte drăguț și tot îmi scrie. Și ieri într-adevăr povesteam despre centrele astea de gunoaie și din expunerea sa înțelegeam că 9 milioane de euro cât era în discuție ieri pentru groapa de gunoi de nu știu unde ar fi o sumă rezonabilă. Eu în continuare cred că nu, și nu când spun că e o sumă rezonabilă, nu mă refer la ceea ce se întâmplă acum. Sigur că toți o să vină și o să justifice, să aducă facturi, eu știu, chestii de astea care să justifice, contabilicește vorbind, se vor justifica banii probabil. Băi, dar moral, așa etic vorbind, 9 milioane de euro pentru un centru de deșeuri, serios, 9 milioane de euro în mod normal, fără profituri nele exagerate și ai face un cartier de case, mă, pentru oameni, să locuiască acolo normal, ca niște, știi, să ai de supra cap, mă rog. Bun, și acum înțeleg, o să citesc imediat, e povestea cu echipele de fotbal, că spuneam care sunt echipe mari și au intrat în dificultăți financiare, etc., etc. Bun, continuăm revista presei cu Monitorul de Cluj. Începe TIF 2017, Clujul se transformă într-un platou de filmare. Deschiderea oficială a celei de-a 16-a ediții TIF va avea loc în 2 iunie, adică peste câteva zile. În Piața Unirii, festivalul va prezenta anul acesta 225 de filme, 188 de lungmetraj, 37 de scurtmetraje și vorbim de 53 de țări care participă prin aceste filme la eveniment. Avem un articol și despre antibioticul cu superputeri care distrug bacteriile. Un grup de cercetători din state a reușit să modifice un tip de antibiotic numit vancomicină pentru a distrugere bacteriile. Băi, prietene monitorul, cine nu corectează cuvintele? Bine,
pentru a distruge bacteriile fără ca acestea să dezvolte rezistență împotriva sa, potrivit unui studiu publicat luni de revista Proceedings, bla 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 bla. Bun. Un alt titlu, guvernul renunță la TVA 0 pe tranzacțiile imobiliare. Liviu Dragnea a anunțat marți că guvernul renunță la introducerea cotei 0 de TVA la tranzacțiile imobiliare, situația fiind similară și în ceea ce privește domeniul publicității. Întrebat dacă se va renunța la TVA 0 pentru imobiliare și pentru publicitate, Dragnea a răspuns afirmativ. Bun, deci zice așa. Da, este adevărat, pentru că de asta am și lungit-o atât de mult. Cei din domeniul publicității și din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea și efecte perverse, în sensul că ar trebui să aștepte mult la rambursarea de TVA și cei din zona de construcții de locuințe, la fel, a spus Dragnea. Din moment ce ei, cei care erau beneficiari, nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la inputurile în agricultură, pentru că acolo situația este inversă. Ei sunt obligați să vândă cu TVA zero produsele, în schimb, inputurile intră cu TVA și tot așa așteaptă un an sau doi până se rambursează acest TVA, a explicat Dragnea. Străzile Clujului ocupate de motocicliști. În acest weekend are loc întâlnirea anuală de la Cluj a motocicliștilor din România. În pagina 6 sunt mai multe detalii despre asta. Și încă un lucru. Hai de mine cât de ceasul. Comercianții scutiți de vizite la primărie. Emil Boc a declarat că într-o lună comercianții ar putea să își primească online acordurile de funcționare. În pagina a treia, detalii. Sezon de excepție pentru UBT. Directorul executiv UBT, Mircea Cristescu, are doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului Mihai Silvășan după sezonul excepțional al echipei. Și mă bucur că Mihai Silvășan face sau aduce rezultate împreună cu echipa, aduce atât de frumoase rezultate. În momentele următoare, vedem de-a lungul timpului, în data de 31 mai, ce evenimente au fost trecute în istorie. Începem cu anul 455, împăratul roman Petronius Maximus a fost omorât cu pietre de către o mulțime furioasă în timp ce fugea la Roma. În anul 1578, regele Henric al III-lea a pus prima piatră la Pont Neuf, pontul ăsta, podul nou, cel mai vechi pod din Paris, din Franța. În 1859, orologiul Parlamentului din Londra, poreclit ulterior Big Ben, a fost pornit pentru prima oară. În 1902, tratatul de la Vereeniging a pus capăt celui de-al doilea război al burilor, iar în 1911 are loc lansarea vasului Titanic. În 1916, în cadrul primului război mondial, flota germană și cea engleză se înfruntă în bătălia Jutlandei, cea mai mare confruntare navală din timpul primului război mondial. 1961, Uniunea Africii de Sud a devenit Republica Africii de Sud, iar în 1970 are loc un cutremur în Chile și în Peru, care a provocat o alunecare de teren care efectiv a îngropat orașul Yungay din Peru. A fost un adevărat dezastru. În 2009 a încetat din viață britanica Milvina Dean, ultima supraviețuitoare a naufragiului vasului Titanic. Iar în 1883 s-a născut Onisifor Ghibu. Menționăm că în 1923 s-a născut Rainier al III-lea, prințul de Monaco. Iar în 1954 s-a născut Nicu Alifantis, cunoscutul cântăreț. La mulți ani tuturor celor care în 31 mai își aniversează ziua de naștere, să fie o zi frumoasă, cu petrecere. Puteți să faceți petrecere în această seară, pentru că mâine dimineață cel mai sigur, sau aproape sigur, nu se trezește lumea să meargă la serviciu, deci va fi o zi de distracție și, mă rog, pentru unii leneveală. În clipele următoare însă aș vrea să vorbim despre un eveniment de amploare, așa cum anunțam la începutul emisiunii, Expo Marathon al UAD. Alături de mine au sosit Cristian Avram, bună dimineața. Bună dimineața. Și Daniel Popescu, bună dimineața. Chiar doctorand la UAD, așa e? Da.
Ok. Vorbim astăzi despre un eveniment care, așa cum spuneam, e deja emblematic, mai ales pentru cei care apreciază frumosul. De câțiva ani încoace, Expo Maraton reunește pasionații de artă într-un alt mod decât, să zicem, un eveniment un pic mai simplu al frumosului. A câta ediție este, Cristian? Nu mai știu exact, mi se pare că... Pe partea de organizare pot să spun eu mai multe detalii. Anul acesta se împlinește al 7-lea an de când Expo Maraton a luat ființă și an de an a tot crescut cu sprijinul diferiților parteneri. De-a lungul timpului am avut multe institute culturale care ne-au sprijinit, inclusiv primăria și Consiliul Local anul acesta, partenerii care îl popularizează, cum este și TVR Cluj. Cumva forțele s-au adunat și astfel încât am ajuns anul acesta să avem peste 100 și un pic de artiști care au trecut prin Expo Maraton și au expus lucrările lor către publicul clujan și uneori au ajuns chiar nivel național, nivel internațional să fie vizitate și apreciate lucrările care au fost expuse în cadrul Expo Maraton. Cei care n-au fost până acum la Expo Maraton, mai concret la ce să se aștepte, ce le aduce acest eveniment? Practic, luna mai se transformă într-o luna maratonului de artă tânără în Cluj-Napoca și în fiecare zi de marți și de joi se poate veni la Casa Matei, la galerie, în centrul Clujului și acolo o să găsească câte două expoziții față în față. O să poată să voteze ceea ce apreciază, sunt mai multe categorii și primești un buletin de vot pe care după ce vizitezi expoziția îl pui în urnă. Iar aceste voturi se contorizează pentru a acorda niște premii și aprecieri pentru artiștii care sunt implicați. Premii destul de mari, inclusiv vizite de documentare la Veneția sau în alte capitale ale lumii care au evenimente majore de artă sau premiile partenerilor care implică expoziții în galerii sau tot felul de lucruri care îi propulsează mai departe pe artiști pentru a-și lansa o carieră în domeniul artei. Asta te-a motivat și pe tine, Cristian, așa ai să participi? Sigur, în primul rând, fiind făcut tot special pentru studenți, eu fiind student la artă, deși numai la 5 ediție sunt aici în Cluj, asta a fost unul din motivele care m-a motivat, dar și toate beneficiile pe lângă premiu, prima șansă, a fost pentru mine prima șansă să am expoziție personală, mai ales că adună tot felul de oameni care nu sunt neapărat din mediul artistic, care nu lucrează cu artă, nu... pur și simplu interesați și asta e bine, că se face publicul mult mai mult decât dacă ar fi o, nu știu, expoziție în cadrul doar școlii cumva atât și vin cei care te cunosc deja. Practic în domeniul, sau să zicem, publicul care vine la aceste evenimente sunt cei cărora tu cumva în mod direct te-ai adresa, înțeleg. Da și nu, sunt și care află cumva pe alte căi și ajung acolo, care eu nu-i cunosc neapărat, nu le-am dat invitație în mod direct, dar sunt bineveniți și asta e un avantaj. Tu ești student la pictură. 3, pictură, da. Pictură. Ce vrei să transmiți tu în general prin lucrările tale? E un mare lucru, nu pot să transmit decât ceea ce simt eu, dar sper că cumva... asta trebuie să fie mare lucru. Sper că cumva să aibă sens și pentru alții, nu doar pentru mine. Sau să aibă o legătură cu noi, cu viețile noastre ca oameni, dramele ce le trecem, altfel nu vreau să fie doar o imagine frumoasă, decorativă. Bun. E ușor de citit un tablou al tău? Ceva trebuie să întrebați un spectator, un cititor de tablou, eu nu pot să mă pronunț pentru oricine. Bine. Ok, întrebam asta de ce, pentru că de multe ori artiștii au, cum spuneai tu, își transmit o stare și nu întotdeauna este exact aceeași stare recepționată de către privitor. Evident, da. Dar artiștii se bucură că este altceva. Cumva asta e de bine, ambiguitatea asta care lasă loc și de interpretări mai multe, nu să nu fie ca un afiș în care totul este stabilit, totul asta e bine, asta e rău, asta așa trebuie să fie. Cum te vezi tu pe mai departe cu această pasiune pe care ți-o transformi, mă văd, înțeleg, într-o... Continuând tot așa, pensul la mână, nu mă văd făcând altceva. Aștept să vedem peste 10 ani cu ce expoziție o să vii tot aici în matina să povestim despre... să povestim de fapt despre ea. Daniel, programul
pe ore sau cum să zic, cât putem să vizităm sau de când mergem, unde mergem? Mergem la Casa Matei, deja este stabilit că luna mai, chiar de la început, fie prima marți, fie prima joi, care se nimerește la început de lună, va avea loc deschiderea cu prima expoziție, la ora 7 se deschid porțile, poate să intre publicul, iar fotul durează până la ora 8. Până atunci, în parchiulețele, poți să apreciezi fiecare expoziție printr-o notă sau serie de note. Expoziția rămâne mai mult timp deschisă, dar partea competițională, acest timeline îl are. Iar de asemenea, mai este o competiție paralelă pentru zona de videouri de anul trecut. Fiecare expoziție are și câte un video de exact un minut care promovează artistul și concepția sa despre artă sau expoziția. Și cumva un foarte, foarte scurt rezumat despre ceea ce te poți aștepta sau te pregătește pentru ceea ce poți să vezi jos, în galerie, cum ar veni. Și această competiție, de asemenea, are o parte componentă de popularitate pe online și o parte de juriu care va oferi un premiu acestor videouri. Iar mâine la ora 7, astăzi la ora 7, va avea loc festivitatea și gala de premiere a celor care au fost anul acesta. Toată lumea este invitată și acolo o să vedem mari câștigători, cine merge la Veneția, cine primește din partea galeriilor premii și de asemenea și pe partea de video cum s-au descurcat anul acesta creatorii. Partea asta de video a fost și anul trecut? Da. Anul trecut a fost pilotul, dar anul acesta am început să dezvoltăm în ce mai mult. Și să vedem dacă mă înțeles bine. Da. Deci avem artiștii care intră în competiție, da? Da. Și fiecare artist și-a făcut un clip de un minut care să conțină, să zicem, piesele reprezentative. Nu este o colaborare între artist și alți studenți de la UAD, de la departamentul de foto-video, care aleator s-au legat într-o echipă și unii fac despre ceilalți. Cum percepe un student de la foto-video ceea ce lucrează cel care este finalist în Expo Maraton. Și atunci este așa un produs care reprezintă o viziune comună care trebuie prezentată publicului larg. Și acest video este într-o competiție paralelă un pic, adică nu este din cadrul general. Deci practic este competiția sau juriul va analiza lucrările de pictură, de exemplu, și un alt juriu va analiza clipurile făcute de cei de la fotovideo. Se dezvoltă încetul cu încetul, această competiție devine în ce în ce mai răspândită în mai multe medii și mai multe competiții adiacente. Ceea ce mi se pare foarte fain, adică îi stimulează pe cei de la fotovideo într-un mod deosebit în sprijinul, de fapt, dezvoltării laturii de pictură sau, mă rog, celelalte secții de la... Da, și de asemenea studenții o să aibă după aceea și un contact foarte bun dacă au nevoie de clipuri de promovare pentru un soi de statement de artist sau diferite metode de lucru ce au nevoie pe viitor. Deci, Cristian, și tu ai un astfel de clip făcut de o echipă de la Fotovideo. Am fost și implicat în proiectul acesta. Ceea ce la început mi s-a părut puțin problematic să lucrez cu altcineva, pentru că fiind pictorul meu să lucrez, să-mi fac eu singur treaba, dar așa lucrând cu altcineva, erau două viziuni care se băteau cap în cap și trebuia cumva să ajungi la un compromis. Compromisul acela a echilibrat perfect încât să iasă produsul să mulțumească pe toată lumea. Dar asta este și bine pentru că te ajută să te dezvolți, mereu o să te întâlnești cu situații neașteptate și nu mă deranjează că am avut de-a face cu proiectul acesta în care să lucrez cu altcineva, să facem împreună unul. Dar când spui că trebuia să lucrez cu echipa de la Fotovideo, de fapt ce presupunea? Era vorba și de concept, trebuia să-l ajung și eu concept și era chiar o treabă de regizat. Ambii trebuia să ajungem cumva să vedem cum vine clipul, cum se încheagă, cum se desfășoară, cum se încheie, să fim amândoi de acord cumva, ca să nu cumva să denatureze el viziunea sau să-i stric eu lui cu fițe clipul. Și atunci, da, trebuia să lucrăm cumva împreună și te ajută. Îți urez succes, tuturor celor care sunt înscriși în această competiție, în acest concurs Expo Maraton. Astăzi o să aflăm cum o să arate listele finale și cum
s-au întâmplat la ora locurile. 7, spuneai? La ora 7, da, au fost foarte multe și foarte diverse proiectele, de la arte textile, sculptură, pictură, grafică, fotovideo, instalații, uneori dar și toate animații. Acestea sunt la Casa Matei, spuneai? Da. Dar Casa Matei nu e mică pentru toate câte înșiri aici? Oh, dacă sunt organizate și puse una după alta, atunci este loc. Dar a fost destul de succes și această ediție. Am avut în medie cam 380-400 aproape de oameni pentru fiecare expoziție. Deci, 380-400 de 400. Voturi. Deci, ok. Da. Care s-a întâmplat în acea oră cât s-a desfășurat și, desigur, expoziția generală a fost vizitată de mult mai mulți oameni și atunci s-a și adunat o cantitate mare de informații și de voturi și atunci avem niște rezultate chiar interesante care le dezvoluim în seara aceasta. Deci mie îmi place foarte mult chestia asta dinamică și de interactivitate pe care o susțineți și o dezvoltați voi și în edițiile anterioare, tot așa, la Expo Maraton, cumva publicul era invitat să, nu știu, să pătrundă altfel în lumea asta creațiilor, artiștilor, dar cu atât mai mult în acest an, sau mă rog, că îmi povestești acum de chestia asta cu votul din partea publicului, cu legătura dintre secțiile universității și care până la urmă e normal. Poate că sună ciudat, dar e trendy să pui în valoare lucrările artiștilor prin clipuri video care, nu-i așa, vor fi răspândite în mediul virtual, care, nu-i așa, susține foarte mult sau poate să ajute în promovare mai mult decât au fost alte, nu știu, modalități de promovare. Și da. E de folosit. Facebook, nu știu, mail-uri, platforme de prezentare a artiștilor, toate cu aceste suporturi video. Și pentru asta e foarte bine că există cumva deschiderea artistului spre colaborare cu echipele. Sigur că fotografii, nu? Sau cei care realizează filme și ei sunt artiști în felul lor. Tu care faci pictură, artist în felul tău, doar că un pic lucrurile sunt din direcții diferite. Da, în principiu ambele pot fi artă. Ambele sunt artă din punctul meu de vedere. Pot sau pot să nu fi artă, dar... Cum descrii tu arta, Cristian? Cum ai spune despre ceva că este artă și altceva nu este? Când arta cumva are arta care lucrările de artă au cumva o atmosferă, se vede mine dacă transmit ceva, un sentiment autentic în ele, un efort, au ceva care își depăsesc doar condiția de un simplu obiect. Cum spunea și un regizor care îmi place foarte mult, Tarkovski, că arta e fricțiunea între sufletul uman și lumea exterioară. Și asta e o fel de definiție care mi-e îmi place și o accept. Când ai știut tu că vrei să te faci pictor? Cumva din liceu știam că aveam înclinația că liceul l-am făcut la arhitectură, dar răsfoiam albume de artă, mă uitam la picturi și simțeam întotdeauna atracție și când eram în ore doar desenam portrete și orice nouă arhitectură pe caiete și atunci cumva după arhitectură am zis că să încerc norocul. Daniel, la Universitatea de Artă și Design știu că sunt foarte multe evenimente. Sigur, noi acum am pus accentul pe acest Expo Maraton, dar sunt și altele despre care avem timp, 2 minute, să povestim. Te rog. Da. Sunt evenimentele care țin fruntea promovării. Avem, de exemplu, expoziția absolvenților de la UAD, care are loc la finalul lunii iunie, începutul lunii iulie. Anul acesta se nimbrește conform calendarului în 2 iulie, va avea loc la Expo Transilvania și implică o expoziție foarte mare de peste 3.000 de lucrări ale tuturor absolvenților din acest an, promoția din acest an, de la universitate, licență și master. O să dureze 4 zile, din 2 până în 6 iulie, poate să fie vizitată. O să aflați mai multe, peste tot încercăm să răspândim această veste. De asemenea, mai este gala de modă cu ADE, care este tot cu absolvenții, dar de la departamentul de modă design vestimentar. Foarte glamorous eveniment. Da, foarte
și veche ca și tradiție și atunci a ajuns la un nivel de prestanță și mulți invitați, mai ales din București și internațional, care vin și pot să observe defilarea lucrărilor care anul acesta vor fi produse de către absolvenți. Mai avem foarte multe evenimente punctuale, expoziții de calibru mare, o să mai fie încă o expoziție. Astăzi cred că este chiar una, da, la Muzeul de Artă? Astăzi este expoziție la Muzeul de Artă cu domnul Ioan Zburciu, Marcus Lupertz, care este o sumitate la nivel internațional, și Ramona Raus, care este de asemenea cadru didactic la noi. În iunie, iar de obicei aprilie, mai, iunie sunt luni care nu scap într-o săptămână fără un eveniment mare. Mulțumesc foarte mult, Daniel, Cristian, să fie o zi cu succes și astăzi și succes în celelalte evenimente ale voastre, despre care vom mai povesti în matinal. Mâine dimineață nu ne întâlnim, vom sărbători copiii fiecare în felul său, iar vineri dimineața începem cu ora 8, ne dăm din nou, evident, salutul obișnuit. Toate bune!